ce căldură! Da, surioară, ai dreptate, mai ales după o farfurie de zeamă. Cât e de bine, fetelor! Da, e cald! Sora, acum e rândul tău să porți aceste mănuși. Apoi, Sofia! Fetelor, eu plec la muncă, dar vouă vă las mâncare pentru toată ziua. O cartofă? Pentru toate trei? Mulțumesc, tata! Aprindeți focul și încălziți-vă! O să te așteptăm pe tine! Nu uitați să vă faceți temele! Noi deja le-am făcut! Fetelor, dar vă știți că mâine vine moș Nicolae! Da? M-am plictisit! Toată ziua mâncăm, dormim și ne încălzim! Haideți să vedem ce fac sărântoaicele! Haideți, fetelor! Poate ne va aduce ceva dulce, ca anul trecut? Da, un biscuite! Vreau atât de mult! Să pregătim cizmulițele, să le lustruim bine-bine! Poate ciorapii, să nu ne fie rece! Doar câte unul! Corect! Deoarece trebuie să ajungă daruri pentru toți copiii! Eu îmi doresc să fie pace! Pace pentru Sofia. Dar tu, Sara? Eu vreau sănătate pentru familia noastră. Sănătate. Dar eu vreau să fim mereu fericiți împreună, ca și acum. Deci fericire. Oare ce scriu ele acolo toată ziua? Sunt foarte curioasă! Poate să merg, să întreb? Hei, voi trei! Ce tot scrieți acolo toată ziua? Bună ziua! Noi am scris scrisoare lui moș Nicolae. Ha, pierd timpul, e moșul celă, care ne aduce în tot anul câte o nuielușă. Și ce scrieți voi acolo? Am pregătit ciorapii pentru daruri și am scris dorințele. Daruri? Așa se poate? Și ce ați cerut voi? Am cerut pace, sănătate și fericire. Ce mai dorințe? Și care sunt condițiile? Moșul aduce daruri doar la copii cu minți, pentru cei care învață bine la școală și pentru cei care fac fapte bune. Ușor! Ciorapul meu.
Așa se poate? Și al meu. Și scrisoarea să nu uităm. Aha, daruri, că ele merită cel mai mult. Iată de ce în tot anul el ne aducea nouă câte o nuielușă. El nu știe că și noi vrem cadouri. Sper să se împlinească toate dorințele noastre. Și eu sper. Și ce au cerut ele? Pace, sănătate și fericire. Ce mai dorințe? Iată de ce sunt sărace, deoarece nu pot cere. Da. Dar este vreo condiție careva? Da, ceva ușor. Să fim cuminți, să învățăm bine la școală și să facem fapte bune. Ușor. Sunt atât de flămândă. Dar trebuie să-l așteptăm pe tata. Nu putem fi egoiste. Trebuie să ne împărțim cu el. Țineți câte o foaie pentru dorințe. Dar înainte de asta, haideți să scriem condițiile pe care trebuie să le îndeplinim. Prima condiție e să fim cuminți. A doua era să învățăm bine? Da. Și să facem fapte bune? Cel mai ușor, fapte bune, noi le facem zilnic. Fapte bune. Și acum, prima condiție, să fim cuminți. Ne ținem de mâini și numărăm până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am fost cuminți. 10 secunde. Bifăm. Poate să începem cu faptele bune? Oh, încă o condiție, am uitat să vă spun. Sunt toate cele au pregătit ciorap pentru cadouri. Dar noi poate să pregătim cizmele? Da, să încapă mai multe cadouri. Totodată o să facem și o faptă bună. Aduceți cizmele. Hei, fetelor, vreți o mandarină? Vrem. Atunci lustruiți ciubotele. Cizme frumoase, fetelor! Luis Carton! Parada! Gucci! Ce bune sunt fetele! Ne-au dat tocmai o mandarină! Doar ca să le lustruim ciubotele! Împărțim cu tata. Tata și-a făcut o faptă bună. Corect! Le-am servit cu o mandarină. Și cizmele le-am lustruit pentru moșul. Să învățăm bine. Ați făcut temele. Poate din nou să vă întoarcele. Mai vreți o mandarină? Mai vrem! Atunci, faceți temele pentru noi! Mi-au dat tocmai
Încă o mandarină, doar ca să facem temele. Cât de bune totuși sunt fetele. Cheers!